Cu povestea de azi, călătorim în timp, la începutul secolului al XX-lea, o perioadă nu numai de consolidare a statului român din punct de vedere politic, dar și o perioadă de afirmare și de dezvoltare a culturii în toate domeniile. Printre artiștii care se remarcă în această perioadă, un loc aparte îl ocupă tenorul Nae Leonard. Deși existența i-a fost scurtă, s-a făcut remarcat prin calitățile sale vocale excepționale, care i-au adus un renume deosebit, nu numai în țară, dar și în străinătate. Leonard s-a născut la Galați, pe 13 decembrie 1886, părinții săi fiind Carolina și Constantin Nae. La moartea mamei, tatăl se recăsătorește și se mută mai întâi la Buzău, apoi la București, iar pe Nae Leonard îl înscrie la Institutul Otescu, la școală de dovadă de un mare talent muzical, astfel că în 1903, pentru a-și putea plăti școala, debutează pe scenă, angajându-se la trupa de operetă a baritonului Nicu Poenaru. La începutul secolului al XX-lea, reprezentațiile de operetă se dădeau fie pe scena Teatrului Național, fie în parcul Oteteleșanu, amplasat lângă clădirea Teatrului Național, fie la Liric sau la Modern. În 1904 îl găsim pe Leonard în trupa artistică a lui Al Marinescu, jucând și într-o trupă care efectua turnee în provincie. Aparițiile sale pe scenă au efect, pentru că este remarcat și chemat să joace în cadrul celei mai importante companii de operetă, cea condusă de Constantin Grigoriu. Această companie, la care se vor remarca numeroși artiști talentați, își deschisese în parcul Oteteleșanu, pe 23 iunie 1904, prima stagiune. Deși în general opereta era un gen care părea să fie pe placul multor spectatori, primul mare succes de public a fost piesa Vânt de primăvară, de Iosef Strauss, în care Nae Leonard, aflat acum la începutul carierei sale, a avut rolul tenorului secund. Marele renume îl va dobândi însă în 1906, mai precis în seara zilei de 18 august 1906, când s-a reprezentat celebra operetă a lui Franz Lehár, Văduva veselă, cu Leonard în rolul lui Danielo. În epocă a fost o seară memorabilă, un triumf pentru actorul adulat de spectatori din toate păturile sociale. Cuprinși de un adevărat delir, spectatorii, neștiind cum să-și arate entuziasmul, au început să arunce pe scenă tot ce li se părea că au la ei mai de preț, bancnote, monede, inele, ace de cravată. Unii și-au scos chiar și cravatele. În ziua următoare, piața a fost inundată de ilustrate care înfățișau pe Leonard, prinț al operetei în rolul lui Danielo din Văduva veselă. Într-adevăr, din acest moment, titulatura de prinț al operetei îl va însoți de-a lungul întregii cariere muzicale. Tot în 1906, Constantin Grigoriu adresa o scrisoare autorităților prin care peste 50 de artiști români plus orchestra proprie sub conducerea mea ne-am format în societate pe un period de 5 ani sub numele de Compania Lirică Română și eu, luându-mi toată răspunderea materială a întreprinderii, ne-am hotărât să luptăm mai departe cu toate greutățile, oricare ar fi ele, pentru triumful artei muzicale române. Printre cei 50 de artiști semnatari ai scrisorii se număra și Leonard, care astfel punea una dintre pietrele de temelie ale operetei românești, alături de mulți alți artiști de renume, printre care Elena Leonard, Niculescu Buzău, Ibă Jenaru. Anul următor, în 1907, în regia lui Paul Gusti, dar avându-l ca tenor tot pe Leonard, piesa Văduva veselă a repurtat încă un succes. Întreg parcul s-a transformat într-o adevărată florărie, iar lumea a luat cu asalt cabina prințului operetei pentru a-i solicita autografe, scria Ioan Masof. Prin lumea cea mare, căta mereu, o fată de-i gustul meu. Niciuna muzică nu am găsit, atunci pune-mi punte-n chipuri. De aceea căreia să-i aparțin, mai darling, ca tine să fie, aș vrea figura ta, să fie.
idealul cel mult bizar. Niciuna, un sincer, nu am găsit. Atunci spunem cum se închipui pe aceea căreia să-i aparțin. Mai darmin ca tine, ca tine aș vrea. Figura ta, statura ta, să-ți rămâne lăită-n vrea. Mai darmin, mai darmin, ia spune-mi, n-ai vrea, ca inima și viața mea să fie a ta. La 10 august 1907, Leonard a cântat în Liliacul, de Johann Strauss fiul, alături de Elena Leonard, Margareta Dan, V. Maximilian, Marieta Ionașcu. Renumele lui Leonard depășea însă granițele țării. Este angajat la Opera Populară din Viena ca prim tenor liric, interpretând rolul lui Don José din Carmen. Prestația sa a fost lăudată de ziarele vieneze atât pentru farmecul vocii, cât și pentru temperamentul dramatic al artistului. A continuat însă să dea spectacole și în țară. Astfel, îl regăsim în stagiunea din 1908. Dacă Leonard dădea un beneficiu, circulația pe strada Matei Milo era întreruptă din pricina aglomerației, scria același Ioan Masov. În 1909, stagiunea companiei Grigoriu s-a deschis în decembrie. Un mare succes l-a avut Vânzătorul de păsări, cu Leonard în rolul lui Adam. Ioan Masov scrie că tenorul s-a văzut nevoit ca, la cererea publicului, să cânte de 3 ori celebra arie Când sărmanul tatăl meu era tânăr cum sunt eu. Alături de el au mai urcat pe scenă Jenny Metaxa Doro în rolul Cristinei de la poștă, Carusi, Ana Grand, Cestănescu Cerna, Mișu Ștefănescu și Al Gheorghiu, dirijor fiind Robert Frank. O altă piesă care s-a bucurat de mult succes la public a fost opera comică Orfeu în Infern, de Offenbach, în care Leonard, în rolul lui Orfeu, a cântat alături de Virginia Miciora și de Florica Florescu. În același an, artistul mai joacă în spectacolul Prințesa Dolarilor. În 1910, în opereta franceză Veronica, de André Messager, Leonard s-a dovedit a fi nu numai un strălucit tenor, dar și un talentat actor de comedie. Un an mai târziu, îl regăsim pe artist jucând cu succes în opereta Susana, de Jean Gilbert, alături de Florica Florescu, Florica Cristoforeanu, Elena Teodorescu, Ana Grand, Carusi, sub bagheta dirijorului Oscar Ipisescu. În 1912, Leonard are de asemenea rolul principal în opera Augustin, Der liebe Augustin, de Leo Fal, tradusă de Paul Gusti. E inutil să spunem că Leonard era și un mare cuceritor, numeroase femei fiind seduse de farmecul său irezistibil. De altfel, a și fost însurat de 3 ori, cu Elena Teodorescu, cu Elena, fiica moșierului Guriță din Focșani, și cu Dora Stoerman. Reprezentațiile de operetă acoperă însă doar o parte din cariera faimosului tenor. Mai târziu, cântărețul s-a implicat în dezvoltarea vieții artistice românești. Astfel, dintr-o scrisoare a marii actrițe Marioara Voiculescu, din 1924, reiese că Leonard primise deja o subvenție deosebit de consistentă de la autorități pentru înființarea a 2 teatre naționale. După Primul Război Mondial, entuziasmul spectatorilor față de spectacolele de operetă în general a scăzut destul de mult. Leonard a avut de întâmpinat destule greutăți materiale, pentru că, deși prin mâna lui trecuseră sume mari de bani, nu făcuse economii. Prințul și-a găsit însă angajamente în străinătate, jucând pe scenele de la Lyon și Paris și bucurându-se de aprecieri unanime din partea publicului francez. Ultimul mare succes în țară l-a avut cu piesa Lampagiul de seară. Sănătatea îi punea însă mari probleme, Leonard suferind de tuberculoză pulmonară, care s-a agravat în condițiile în care prințul, un fumător înrăit, nu a putut renunța la acest viciu. Firul vieții celui care interpretase peste 100 de roluri s-a rupt la vârsta de numai 42 de ani,
pe 24 decembrie 1928. Faima tenorului a dăinuit morții sale, poate prea timpurii. Astăzi există un teatru la Galați și festivaluri care îi poartă numele. Calle nostra tua.